Iarna și-a intrat în drepturi și îndrobeta Turnu-Severin. Primii fulgii de neaș au făcut apariția în această dimineață, iar meteorologii ne avertizează că va continua să ningă. Motive de bucurie pentru copii și iubitorii sezonului rece. Primii fulgi de neaș au făcut apariția și în drobeta Turnu-Severin. Severinenii s-au bucurat în această dimineață de primii fulgi de neaș. Însă, ca în fiecare an, bucuria cea mai mare a fost resimțită de cei mici, care așteptau de foarte mult timp prima zăpadă. E timpul, nu acum, dar pe urmă cine știe ce mai fi, dar e bună. E bună, putea să fie și mai multă. Ne-am bucurat, da. Așteptați să... Așteptăm, ne bucurăm. Chiar dacă vremea încă nu dă bătăi de cap, municipalitatea este pregătită să intervină pentru combaterea poleiului și dezăpezirea arterelor de circulație din oraș. Severinul este împărțit pe 6 sectoare pentru a acționa conform planului de dezăpezire. În prezent, 14 utilaje profesionale sunt gata să intervină, dintre care 2 utilaje au fost achiziționate recent, pentru că anul acesta nu se va interveni doar pe arterele principale de circulație, ci și pe trotuare și străzi înguste. Statul administrativ teritorial Drobeta Turnu-Severin are pregătite stocuri pentru câteva luni de zile, fără niciun fel de probleme. Din punctul acesta de vedere, stăm foarte bine, intervențiile vor fi la timp, vor fi consistente. Deocamdată nu e cazul. Zăpada care a venit ca o bucurie pentru severineni, nu neapărat pentru a aduce complicații în trafic sau referitor la circulația cetățenilor din Drobeta Turnu-Severin. Din acest punct de vedere, întotdeauna vom fi pregătiți. Acum sperăm ca totuși vremea să nu fie foarte rea în perioada următoare, pentru că mai avem de terminat lucrări așteptate de severineni, referitor la asfaltări, referitor la parcările care sunt în curs și lucrările pe care le avem prinse pe fondurile europene. Din acest punct de vedere, sperăm să comunicăm destul de bine cu natura și să fim în asentimentul severinului. La nivelul administrației s-a stabilit un plan de acțiune și s-au luat măsuri în vederea asigurării acestor activități prin aprovizionarea din timp cu stocurile de materiale antiderapante necesare, 600 de tone de sare și 400 tone de nisip.